Cadavrul unui bărbat decedat de câteva zile a fost descoperit de oamenii legii într-o locuință de pe raza localității Peștișani. Cei care au alertat poliția au fost vecinii care de câteva zile nu-și mai văzuseră vecinul. La data de 7 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 63 de ani din comuna Peștișani este posibil să fie decedat la locuință. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, ocazie cu care au identificat bărbatul decedat dat într-o anexă a locuinței. A fost efectuată cercetarea la fața locului, iar cu ocazia examinării vizuale a cadavrului nu au fost identificate urme de violență pe cap, trunchi sau membre, acesta fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.